Bună ziua și bine ați venit la cea de-a patra ediție a concursului de artă plastică pentru copii, dr. Sorin Ciobanu. După cum știți, tema de anul acesta este Șeherezada. Ați știut acest lucru de anul trecut. De aceea vă invit pe dumneavoastră adulții să faceți un exercițiu de imaginație și să trecem un pic în perioada copilăriei și să facem o călătorie imaginară în lumea de basm, a basmului oriental. După cum știți, Șeherezada sau Mie și una de nopți este una din lucrările basmului oriental pe care cred că îl cunoaște toată lumea. Urmărind lucrările voastre, am văzut că v-ați încadrat în tema aleasă și am observat că v-a plăcut foarte mult una dintre povestiri, în special una dintre povestiri, Lampa lui Aladin. Ați avut de asemenea diferite inspirații. Voi, copiii care sunteți generația NET, ați putut să vă orientați și să vă inspirați din mai multe domenii, deoarece basmul O mie și una de nopți a fost sursă de inspirație și pentru literatură, și pentru muzică, și pentru cinema, și pentru desene animate, și de aceea cred că unii dintre voi ați urmărit aceste aspecte. Din nou, vreau să felicit toți copiii care au participat la acest concurs, în special clasele 1-4, care au fost foarte entuziasmați de a participa aici. Doar simplu fapt că lucrările voastre sunt expuse în Biblioteca Județeană Piatra Neamț este o mare onoare pentru voi și vă motivează în continuare pentru a participa și la alte concursuri cu rezultate mult mai bune. De asemenea, vreau să felicit copiii care au avut curajul să participe la concurs, alături de copiii care învață pictură organizat, adică la Palatul Copiilor sau la Asociația Arte.ro, și vreau să vă spun că aceștia au avut curajul să participe și s-au prezentat foarte bine la acest concurs. De asemenea, vreau să mulțumesc îndrumătorilor care au răspuns invitației mele de a coordona copiii în acest concurs și la sfârșit o să primească și dumnealor diplome de excelență. Deoarece suntem în lumea basmului și a copilăriei, voi invita grupul Tagma pentru a ne delecta câteva cântece minunate. Grupul Tagma! Thank you.
Mulțumim lui Dana, pentru domnul învățător Costel Buzincu și cred că am devenit un pic nostalgici. Ne-am amintit de copilărie, fapt, indiferent de vârstă, este bine să fii copil. Așa precum spun și versurile. A plecat copilăria pe un drum care nu întoarce, cu miros de turtă dulce, cu miros de mere coapte. Într-o zi când va fi soare, am să fiu din nou copil și am să urc în podul casei plin de atâtea amintiri. Printre ațe de păianjeni, te voi găsi copilărie, te voi scoate din valiza prăfuită și pustie. Și acum să ne întoarcem la Scheherezada. Aceasta este cartea O mie și una de nopți, basme arabe, pe care eu am citit-o în copilărie, în traducerea lui Eusebiu Camilar, deoarece, așa, după cum știți, această colecție de povestiri a avut mai mulți traducători. Dacă cineva ar fi răsfoit această carte, ar fi avut modele de inspirație pentru acest concurs, dar sunt sigură că fiecare dintre voi a citit măcar una dintre aceste povestioare. Și acum să ne întoarcem la premii. Voi începe cu unele diplome de excelență, în primul rând acordate membrilor Bibliotecii Județene G.D. Chirileanu Piatra Neamț, deoarece de fiecare dată când am avut nevoie, au fost gazdele noastre și au fost niște gazde foarte primitoare. Și am să încep cu doamna director, Mihaela Mereuță. Pe care o invităm să ne spună câteva cuvinte. Bună seara și bine ați venit la Biblioteca Județeană, prieten vechi și noi, ai bibliotecii, ai cărții, ai cunoașterii, ai frumosului. Iată că prin artă, prin desen, muzică, prin lectură și vă provoc ca să descoperiți basmele și în colecțiile bibliotecii și să vă alăturați activităților de lectură pe care biblioteca le organizează, să deveniți parteneri și vă invităm la activitățile din lunile iulie și august la biblioteca de vacanță, unde sigur veți petrece alături de noi și de voluntarii bibliotecii, de prietenii dumneavoastră, o incursiune în lumea cărților, a științei, a tehnologiei și a frumosului. Mulțumesc Asociației Arte.ro, care de fiecare dată își găsește timp, răgaz, să expună pe simezele bibliotecii județene, să-și desfășoare o parte din ateliere aici. Mulțumesc doamnei dr. Maria Ciobanu, pentru că la această ediție a patra a concursului de artă plastică pentru copii s-a gândit din nou la acest parteneriat cu Biblioteca Județeană și cred că este un moment special când noi ne înțenim, ne reamintim de doctorul Ciobanu, cel care uneori în parcursul vieții noastre ne-a fost și un bun sfetnic și în domeniul medical. Poate cei adulți, noi l-am cunoscut și personal și v-aș invita, chiar dacă este un moment dedicat copiilor, să ținem un moment de reculegere în memoria doctorului Ciobanu. Vă mulțumesc. Măcar să reținem numele doctorului Sorin Ciobanu, un nume reprezentativ al medicinei românești, al medicinei și un om de suflet al comunității noastre. Și iată că să-i obișnuim prin diverse activități și pe cei mici, cu diverse prilejuri, să-i cunoască pe cei care au fost odată
printre noi. Vă mulțumesc, vă urez succes în continuare și de fiecare dată publicul și participanții dumneavoastră sunt alții. Iată că marea familie a cunoașterii artei a frumosului se lărgește de fiecare dată prin noi parteneri, prin noi concursuri și noi provocări. Vă mulțumesc tuturor, dragi părinți, copiii, bunici, cei care i-ați îndrumat, cadre didactice și partenerii Asociației Arte.ro. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Voi continua cu diplomele de excelență, domnul Jean Răcariu, care este întotdeauna alături de noi și ne sprijină în orice moment. Doamna Angela Călin. Domnul Daniel Ovidiu Stelescu, care lipsește. Doamna Violeta Simina Moșu. Și bineînțeles, colaboratoarea mea, fără de care nu aș fi putut să organizez nicio ediție a acestui concurs, doamna profesor Cristina Petrariu. Care are o adevărată pepinieră de tinere talente, în fiecare an cu rezultate excepționale atât în țară cât și peste hotare și participă de câte ori poate la acest concurs al meu. Te rog frumos să ne spui câteva cuvinte. Bună ziua, dați-mi voie să vă salut la rândul meu și să vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi în această după-amiază. Ca să celebrăm pe micii, pe tinerii noștri artiști. Ca membru a juriului pot să vă spun că a fost o temă grea, a fost, și pentru mine a fost complicat să jurizez. Poate n-ar trebui să dau din casă, dar ar trebui să spun că nu întotdeauna juriul a fost de acord la toate alegerile, tocmai pentru că a fost o temă grea, tocmai pentru că fiecare copil a văzut tema într-un mod diferit. M-am gândit de multe ori în timpul jurizării ce aș fi desenat, ce aș fi pictat eu dacă aș fi primit o asemenea temă. Îi felicit pe toți copiii care au participat, cu o mențiune specială pentru cei din Mărgineni și din Hoisești și pe cei din Piatra Neamț, bineînțeles. Îi felicit pe câștigători. Știu că a fost greu, poate ediția de anul viitor ne va aduce o temă diferită, o temă mai interesantă, poate. Noi, adulții, știm că nicio achiziție în plan spiritual, emoțional, social și de care ar mai fi, nu vine stând comod la plajă. Vine ieșind din zona noastră de confort. Vine cu muncă, vine cu transpirație, vine cu lacrimi uneori. Eu sper ca toți copiii să se simtă apreciați în această seară, pentru că toți merită pentru efortul lor de a fi încercat, de a fi avut curajul să lucreze la această temă, toți merită să fie apreciați, toți merită să fie aplaudați și, de ce nu, să se simtă inspirați de lucrările care au obținut un punctaj mai mare și au fost premiate la acest concurs. Încă o dată, felicitări și mulțumirile mele! Voi prelungi un pic suspansul și voi continua cu diplomele de excelență pentru îndrumătorii acestor copii minunați și vreau să îi felicit pe acești îndrumători că au dedicat din timpul lor și au realizat o parte din lucrările pentru acest concurs. Doamna director Dorina Surdu, Mărgineni. În amintirea marelui doctor, domnul Sorin Ciobanu. Țin să felicit și elevii de la Școala Gimnazială Nicolae Mărgineni, îndrumătorii, cadrele didactice și pe viitor mult succes. Felicitări încă o dată și mulțumim și noi. Antoaneta Putnaru.
Doina Ciocârlan. Lucia Mihaela Petrei. Cornel Buzincu. Doamna profesoară Mihaela Păslaru. Felicitări. Daniela Lungu. Alina Mirela Olariu. Gabriel Munteanu. Credeai că ai scăpat? Nu. Mulțumim și noi că ești alături de noi de fiecare dată. Și acum să începem premierea. Voi începe cu două prințese mici, sper că sunt aici, care m-au impresionat prin lucrările lor. Este vorba de Ioniță Sofia, 5 ani. Într-adevăr, o prințesă mică, o prințesă de basmele din O mie și una de nopți, da? Și Spătăreanu Paula. O altă prințesă mică. Cei care au primit premii... Sofia. Rămâneți în față, da? Da? Au niște lucrări minunate, chiar minunate pentru vârsta de 5 și 6 ani. Panoul premianților este acolo, așa că o să puteți admira lucrările lor. Unde e aia mică? Să fie în față. Să vină în față aia mică. Sofia. Deci premianții o să fie aici în față, da? Așa. Voi începe premierea propriu-zisă cu clasele 1-4. Mențiune. Lungul Iulia Larisa. Felicitări. Hai să vă. Să mergem în față. Nistor Marian Adelin. Mențiune. Felicitări. Jora Luciana. Nu e? Baciu Lavinia. Mențiune. Felicitări. Mențiune, Maxim Paul. Felicitări, Paul. Mențiune, Trofin Ioana Elena.
mențiune un copil extraordinar de talentat, care în 5 minute a făcut o lucrare, este un copil de clasa a doua. Dacă ar fi puțin mai concentrat și dacă ar avea mai multă răbdare, rezultatele ar fi pe măsură. Foarte, foarte talentat. Aiban Șuț Tiberiu, de la școala numărul 10. Bravo, Tiberiu. Asta cu... Bravo. Mențiune, Popa Elena Carla. Ultima mențiune, Blându Luca. Felicitări. Premiul 3, Kazan Georgia Aurora. Mă ajuți cu medaliile? Premiul 3, Patrick și Maria. Premiul 2, Vlai cu Maria Letiția. Premiul 2, Alexa Dragoș, care nu este. Premiul 1, Corlade Tea Lavinia. Tea. Premiul 1, Dumitrașcu Elena Carla. Și acum premiul special, care, după cum știți, premiul special va primi și un premiu în bani de 500 de lei. Morțe Maria Andreea. Aceștia sunt premianții de la clasele 1-4, pe care vă rog frumos să-i aplaudăm. Și încă o dată felicitări. A doua categorie de premii, clasele 5-8. Mențiune Trifan Ioana. Mențiune Iavorski Bianca. Felicitări, te rog să stai aici. Mențiune, Ploscariu Iustina. Mențiune, Ursache Matei. Premiul 3. Gliga Ioana Alexandra.
Premiul 3. Găină Romila Nectaria. Premiul 2. Urzica Briana. Premiul 2. Ciurcan Ilinca. Premiul 1. Constantin Flavia. Am uitat o mențiune, s-a rătăcit pe aici. Turtica Alexandra. Premiul special, o elevă care locuiește în Mărgineni, care studiază la școala numărul 2 și care a făcut o lucrare absolut excepțională, fără a face parte din Clubul de Pictură, nici de la Palatul Copiilor, nici de la Sociarte.ro, pur și simplu este o pasiune a ei. Și o felicit, Turtica Diana Ionela. Arată-ți, te rog, lucrarea. Arată lucrarea. Este într-adevăr o lucrare nemaipomenită. Bravo! Aceștia sunt premianții din clasele 5-8 pe care merită să-i aplaudăm. Voi continua premierea cu clasele a 9-a, 12-a, care, din păcate, participarea lor nu a fost așa cum ne doream. Numeroasă, într-adevăr. Și voi începe cu mențiune scurtul Ionela Amalia. Premiul 2, Chirilă Sergiu. Premiul 1, Păr Laurențiu Emanuel. Special, care de asemenea este lucrare extraordinară, Morțe Ioana Miruna. Arată, să rog, lucrarea. Merită aplauzele noastre. De asemenea, aș dori să ofer niște diplome copiilor din clubul grupul Tagma. Îi invit aici Buză Teodora, care a prezentat și lucrarea și cântat, deci este un copil complex. Felicitări! Buzin cu Ioana. Felicitări. Dorneanu Carmen,
Hoja Smaranda, Cristea Robert, stai aici, Rotaru Cosmin, Nohai Ștefan, în spate premianții claselor a 9-a și a 12-a, în față grupul Tacma, merită aplauzele noastre. Acesta a fost concursul nostru de astăzi. Sperăm că vom avea ocazia să organizăm un alt concurs la anul. Felicit încă o dată toți copiii. Domnul Jean, putem să punem un pic din Șeherezada de Rimski-Korsakov. Această manifestare, de fapt, trebuia să aibă loc pe data de 6, dar datorită ocupării acestei cupole, am mutat-o pe data de 4. Probabil doctorul Sorin Ciobanu, a cărei zi de naștere ar fi fost astăzi, a dorit să asculte Șeherezada de Rimski-Korsakov, care a fost una din lucrările de muzică clasică preferate ale lui. Vă invit să ascultăm fragment Șeherezada. Acesta a fost concursul nostru. Vă mulțumesc pentru participare și invit toți copiii la ceva dulce.